Bun găsit! Bine ați revenit la Nisa, capitala coastei de Azur. Astăzi ne vom deplasa. Vom vizita unul dintre cele mai frumoase și mai bine conservate orășele medievale din sudul Franței. Descoperim împreună Gourdonul și peisajele care îți taie respirația. Tot acolo vom lua masa de prânz într-un mic și cochet restaurant de familie. Apoi o vom cunoaște pe Andreea, un antreprenor român premiat în Franța, care face afaceri cu sticlă de mai bine de 30 de ani. Andreea ne-a invitat în atelierul ei de lumânări parfumate, un business mai nou pe care îl conduce cu succes, și apoi am mers împreună la masă în Opio, în restaurantul lui Thierry, un bucătar șef care a făcut în conjurul lumii și a scris cărți de bucate cu mii de pagini. Am luat masa la Café César, într-un loc în care totul se întâmplă la vedere. Aventura noastră începe la volan. Asta pentru că destinația pe care am ales să o descoperim astăzi împreună se află la 40 de minute distanță de Nisa. Am plecat din Nisa de la 0 metri altitudine și urcăm spre Gourdon, un mic orășel medieval, considerat unul dintre cele mai frumoase din Franța, care se află la numai puțin de 760 de metri deasupra nivelului mării. Am făcut și un mic popas, ne-a convins priveliștea. Ce vedeți în spatele meu este orășelul medieval Gourdon. Îl vom descoperi astăzi împreună, este absolut superb, clădirile sunt conservate, iar restaurantele foarte bune. Vom lua prânzul împreună. Urcăm, suntem pe ultima sută de metri și iată, de după colț se vede superbul Gourdon. Micul orășel medieval e pe lista scurtă a celor mai frumoase așezări din Franța. Am început vizita consultând harta de la intrarea în micul oraș. Noi am intrat pe aici, prin Place du Portail. Suntem acum în piața Fântânii și vom vizita castelul din Gourdon. Și bineînțeles vom ajunge și în Piața Victoria, pentru că de aici putem vedea cea mai frumoasă priveliște, cea mai frumoasă panoramă. În zare se vede Mediterana, e absolut superb și vă promit că nu vom rata nicio străduță, vom vedea Gourdonul în cele mai mici detalii. Aș vrea ca voi să aveți impresia că vă aflați acum cu mine în acest loc special. Am aflat apoi că, din păcate, castelul a fost închis publicului cu câțiva ani în urmă, așa că ne-am concentrat pe celelalte mari obiective, dar și pe micile detalii care fac diferența într-un oraș atât de îngrijit cum este Gourdon. Pe lângă faptul că acest orășel medieval este foarte bine conservat și foarte bine restaurat, atenția pentru detalii este una fantastică. Vă spun asta pentru că, priviți, aceste două vase din ceramică sunt de fapt coșuri de gunoi, în care colectarea deșeurilor se face, bineînțeles, selectiv. E o zi superbă, cu soare în Gourdon și suntem privilegiați pentru că suntem în afara sezonului și ne putem plimba singuri pe aceste străduțe minunate. Aceasta este strada principală a orășelului medieval, care ne duce către Piața Victoria, acolo unde vă spuneam eu că este acea priveliște minunată. Haideți cu mine! Am ajuns în Piața Victoria și dacă vă întrebați de ce acest loc poartă acest nume, explicația este simplă. Pe 19 aprilie, în anul 1891, Regina Victoria a Marii Britanii a fost aici, în Gourdon, și cred că a fost fermecată de acest peisaj. A sosit momentul să vedem cea mai frumoasă panoramă.
mic orășel stă foarte bine la acest capitol. Ia priviți cât de frumoasă este această mică grădină amenajată în fața casei. Dacă vă întrebați dacă sunt oameni care locuiesc în acest mic orășel medieval, răspunsul este da. Acest orășel are mai bine de 400 de locuitori, iar aceasta este chiar o locuință. Nu e un butic, nu e ceva ce se poate vizita și după cum vedeți, cei care locuiesc aici au pus o bară la intrarea în clădire, astfel încât turiștii să nu ajungă până în dormitorul lor. Ca orice orășel care se respectă, Gourdonul are și primărie. E chiar în fața noastră. Bonjour! Lângă clădirea primăriei se află biserica, o biserică din secolul al XII-lea, Biserica Sfântul Anton. Vom intra împreună. E o biserică unde se oficiază inclusiv căsătorii, iar cuplurile care vor să se căsătorească în această biserică trebuie să facă cererea cu cel puțin un an înainte. Priviți cât de minimalistă este această biserică catolică, construită, așa cum spuneam, în secolul al XII-lea. Am luat o scurtătură și cred că acum, pe partea dreaptă, dacă nu mă înșel, trebuie să fie restaurantul unde vom mânca. Aici este. E superb. Un mic restaurant de familie, unde se mănâncă foarte bine. E un restaurant gourmet. Sper să vă placă. La Vieux Four, soțul e bucătar, iar soția ospătar. Meniul e alcătuit numai din produse de sezon, cumpărate de la producătorii locali. Am intrat și ne-am așezat la cea mai râvnită masă din sală. Gazdele ne-au întâmpinat cu o mică gustare din partea casei. Apoi am studiat cu mare atenție meniul. Am avut de ales între două antreuri, două feluri principale și două deserturi. Am profitat de faptul că în spatele acestei camere de luat vedere se află colegul meu, care va mânca și el, așa că în felul acesta veți putea vedea tot meniul acestui restaurant. 6 feluri pe care abia aștept să vi le prezint. Primul starter a fost o simplă felie subțire și crocantă de pâine cu brânză de capră și pastă de vinete. Dacă mă întrebați pe mine, secretul acestui restaurant, pentru care are niște review-uri foarte, foarte bune, este tocmai calitatea ingredientelor pe care ei le folosesc. Întotdeauna ingrediente de sezon, pregătite în casă și probabil de la fermele din apropiere. Sunt incredibile legumele. Au gust, au textură, au culoare. Am decis să împart totul cu Flavius, așa că am continuat cu al doilea antreu. Un fel de mâncare specific lunilor mai reci de pe malul Mediteranei. Brandad. O rețetă la cuptor cu cod fiert în lapte și cartofi. E o rețetă delicioasă și, având experiența primului starter, sunt sigură că și această rețetă va fi pe gustul meu. Voi gusta. Foarte gustos, fin, nici nu e nevoie să mesteci foarte mult, consistența e foarte plăcută. Primul fel principal pe care l-am testat a fost cu pește. Doradă, cu legume și cu un sos foarte fin, o spumă de fapt, din lapte. Legumele sunt delicioase, peștele este gătit perfect. Al doilea fel principal a fost carne de vită gătită multe ore la foc domol în suc propriu. În partea dreaptă avem mămăligă cu parmezan, dovleac, spanac și alte legume. Voi gusta puțin din carne. Se topește în gură. Mi-au trebuit doar 2 secunde să o amestec. E într-adevăr foarte, foarte gustoasă carnea. Voi încerca și mămăliga cu parmezan. They play with that.
Nu e rău deloc. Se pricep francezii și la mămăligă. Recunosc că n-aș fi ales niciodată o prăjitură cu ciocolată la desert. Prefer deserturile mai light, cu vanilie sau fructe. Însă, prăjitura cu ciocolată pe care am mâncat-o la Viofur a fost cu adevărat una dintre cele mai bune din câte am gustat vreodată. Următoarea oprire a fost la Gras, în atelierul de lumânări parfumate al Andreei. Ne aflăm într-un loc unde a fost o uzină, o fabrică de parfumuri. Gras este capitala mondială a parfumurilor, o tradiție care se continuă. Bineînțeles, aceasta este o uzină veche și dezafectată, dar sunt multe uzine noi care fac parfumuri. Și deci am ales acest local pentru că este o tradiție și suntem aproape de furnizorii noștri de parfumuri. Andreea a început cu un business în domeniul sticlăriei. Fascinată fiind de sticlarii care erau în centrul orașului București, care suflau sticla acolo unde mergeam să vedem, acum nu mai există, acum sunt baruri și restaurante la București în acel loc, dar ceva a rămas și din frumusețea acestei și unicitatea acestui produs a venit ideea de a oferi francezilor, spaniolilor, englezilor aceste produse făcute pe măsură, așa cum și-l imaginează fiecare client. Totul se întâmplă aici, în atelier? Deci avem aici cuvele, cele două cuve, așa, care trebuiesc puse în funcțiune din timp. Avem ceara, avem, puteți veni, avem fitilele. Așa arată fitilele. Da. Dintr-un lemn exotic ai spus că sunt făcute, nu? Afacerea cu lumânări parfumate s-a născut ca o extensie a business-ului ei principal și se bucură de asemenea de foarte mult succes. Eu lucrez în sticlărie de aproape 20 de ani, în sticlăria manuală. Am lucrat cu firmele din România, actual cu firme din Polonia, din Europa. Ce se întâmplă este că avem foarte mulți clienți care comandă pahare pentru lumânări și mulți dintre ei doreau să facă și lumânările cu noi pentru cantități mai mititele, mai nu așa industrializat. De aici a pornit ideea. Andreea a lucrat până acum pentru branduri importante de pe piața internațională și nu e de mirare. Lumânările ei pot fi 100% personalizate, începând de la paharul din sticlă sau porțelan și până la parfumul din interiorul lumânării. Toate pot fi adaptate gustului clientului. Îmi place foarte mult această lumânare. Cred că e special, are și un capac special. Da, deci nu este în pahar, este făcut în porțelan, lucrat în Italia, pe măsură, pentru o marcă celebră de bijuterii. O marcă internațională. Internațională. Foarte celebră. Foarte celebră, da. Arată foarte bine. Paharele sunt făcute în Europa, ceara este naturală, 100%, iar tot ce este concentratul de parfum este făcut în local, lucrăm nu cu mulți, cu 2-3 fabricanți de parfumuri, dar care sunt la normele actuale, deci fără nicio problemă de securitate. Nu ne comparăm ca preț cu lumânările care sunt importate, dar ne revendicăm o anumită unicitate. Personalizare din toate punctele de vedere, deci ca dimensiune, deci puteți vedea, aici avem o grămadă de pahare diferite în care se poate pune ceară cu parfumuri. Avem în gama noastră 20 de parfumuri. Am zărit eu acolo și o lumânare cu miros de biscuiți. Exact, exact, speculos, exact, avem. Merg foarte bine, toată lumea le cere, avem mare cerință pentru aceste lumânări, mai ales în apropierea Crăciunului, pentru că sunt amintiri din copilărie și se dorește această ambianță călduroasă în casă, în care în cuptor sunt niște biscuiți care de-abia se fac și continuăm să menținem mirosul și dincolo de cuptor, să zic așa. Dincolo de cifre și de toată munca din spatele afacerilor sale, Andreea mi-a vorbit despre satisfacțiile care o ajută să meargă mai departe.
În 2019 am câștigat Business Woman of the Year. Așa, premiul a fost un bilet de avion la New York. M-am bucurat, au vorbit și la radio, mă rog, eu nu prea mă expun. Deci noi suntem un pic în discreți, nu suntem, dar da, într-adevăr, a fost o recompensă pentru munca, pentru că nu este întotdeauna ușor. Satisfacțiile sunt când clienții sunt mulțumiți, când vedem produsele noastre sau o parte din produsele noastre măcar, pentru că noi furnizăm paharele sau recipientele pentru lumânări, când le vedem în revistele Marie Claire Maison, în revistele referință de decorații, este o satisfacție. Când clienții sunt mulțumiți, când clienții revin, este o satisfacție. Am continuat ziua în Opio, la 15 minute distanță de atelierul Andreei, în restaurantul unui bucătar talentat. Thierry a făcut în conjurul lumii gătind și a ajuns inclusiv în România. Alors, ça fait 33 ans. 34e année bientôt. J'ai travaillé presque dans le monde entier. J'ai fait Boston, j'ai fait le Japon, j'ai fait Dubaï. Les Émirats, j'ai travaillé dans beaucoup de pays, en Roumanie aussi. Ne-a vorbit apoi despre conceptele care stau la baza restaurantului său, inclusiv despre conceptul bucătăriei deschise. Notre philosophie, en fait, c'est basé sur le terroir, la cuisine locale, la cuisine de notre région. Donc on essaye de faire avec les recettes anciennes, mais on va moderniser la présentation avec les techniques que l'on connaît pour que ça soit beaucoup plus agréable à l'œil. Que je voulais travailler en transparence totale. On peut cuisiner aussi sans se cacher, sans être un tricheur, voilà, pour pouvoir faire plaisir aux gens. Ça, c'était aussi une des raisons pour laquelle la cuisine est ouverte. Thierry nu este doar bucătar, ci și autorul unor cărți de rețete și tehnici culinare care se bucură de succes internațional. Cartea pe care ne-a prezentat-o la restaurant, o carte cu mai bine de 1000 de pagini, a fost tradusă în mai multe limbi, inclusiv mandarina. A urmat o masă absolut delicioasă, de care m-am bucurat împreună cu Andreea. Am început cu două antreuri. Te las pe tine să încerci acest fel nisoaz, tradițional nisoaz, dar reinterpretat. Pentru că ne-a explicat șeful bucătar că, de fapt, aceste chifteluțe sunt făcute din umplutura care se punea în ravioli. Deci sunt ravioli fără pastă. Delicios! Îmi place mult sparanghelul și combinat cu ou, mi se pare că e în varianta lui cea mai bună, așa că e motivul pentru care am ales acest starter. Este foarte, foarte fresh. Uh-huh. Foarte fresh. E un starter rece, nu e cald. Okay. E surprinzător prin prospețime și prin contrastul ăsta dintre oul care e foarte moale, acest biscuite crocant, vegetal. Din carbon. Uh-huh. Un biscuite din carbon vegetal. Uh-huh. E prima oară când încerc așa ceva. Și cum sunt curioasă și îmi place să descoper gusturi, chiar mă felicit pentru alegere. De fapt, foarte și eu tot din curiozitate am ales să văd ce este și e foarte interesant. Deci avem ceva în comun. Curiozitatea gastronomică. Categoric. La felul principal, am ales din nou preparate diferite. Mi-am ales pește cu andive și cu un sos pe care de-abia aștept să-l descoper. Și gnocchi de dovleac, cred. Așa, ceva de gen, da. Deci mediteranean. Cred că acest fel de mâncare îmi va aduce aminte de sarmale. De ce spun asta? Pentru că avem varză umplută cu carne tocată, carne de vită. Ce mai avem aici? Panis. Panis este ceva specific nisoaz. Este ca o, să spunem, ca un blat făcut din făină de năut. Da, exact. Apoi avem un sos de coacăze. Aici cred că sunt niște cartofi violet. E ok sosul? Sosul este surprinzător.
cu un pic de gust de portocale, lămâie, un amestec. Foarte fresh. Foarte fresh, da. E absolut delicios. Nu are gust de sarmale, evident. Nu, nu are nicio legătură cu sarmalele. Doar ideea, pentru că m-am gândit că e varză umplută cu carne și așa mai departe, dar nu. Carnea este foarte, foarte bine fiartă. Se topește în gură, practic, nici nu mai trebuie să o mesteci. Sosul este ușor acrișor, e echilibrat. La desert nu am putut alege, așa că am gustat câte puțin din toate. Este această prăjitură cu ciocolată, este un șu umplut cu ciocolată. Apoi avem această savarină, așa îi spun ei, din făină de griș cu sos de cumquat, aceste mici portocale, sunt ca niște portocale în miniatură, și sunt foarte gustoase și se mănâncă cu tot cu coajă. Iar aici e o cremă de vanilie cu fructe. Aventura culinară de astăzi se încheie aici. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Va fi ultimul episod al acestui sezon. Vom rămâne la Nisa și vom începe ziua cu o plimbare prin centrul vechi al orașului și un mic dejun delicios. Apoi îl vom cunoaște pe Alex, un italian stabilit pe coasta de Azur, care deține un restaurant cu tradiție la Nisa. La Geppetto se mănâncă la fel de bine ca în Italia, iar Alex ne pregătește în fața camerei un risotto cu anghinare dezbrăcat de orice secrete. Luăm masa de prânz în restaurantul său, în care ni se alătură și Silvana, o tânără româncă antreprenor care produce costume pentru femeile de afaceri, dar și rochii pentru evenimentele elegante din viața femeilor. Pe săptămâna viitoare!